și să îi plătim pe oamenii care lucrează în centrele de vaccinare la timp. Încă banii n-au ajuns la nici la medici, nici la asistenții medicali. Aici deși... aveți dreptate, trebuie îndreptată situația asta. Da, evident, este eroarea unui funcționar din Ministerul Sănătății să nu plătești oamenii timp de peste 70 și ceva de zile. Este un amănunt, domnul Voiculescu stând foarte mult pe Facebook, nu avea timp să se ocupe de plata medicilor din centre de vaccinare. Domnule Diaconescu, data trecută, când v-am avut invitat, discutam despre modul ăsta de guvernare. Telespectatorii interesați de politică, telespectatorii mei, fanii acestei emisiuni, oamenii care se uită pe B1 TV, au văzut de-a lungul timpului mulți miniștri ai sănătății. Cred că am schimbat vreo, nu știu, vreo 30 în ultimii 30 de ani, poate și mai mult, da? Și foarte multe guverne schimbate în ultima vreme. Genul ăsta de guvernare în care stai pe rețelele sociale, comunici în bula respectivă, poate avea eficiență? Adică, ce vreau să spun, imaginea poate să bată eficiența? Pentru că pentru mine este un mare semn de întrebare. Mulți îmi spun, domnule, nu mai contează în zilele pe care le trăim, în vremurile pe care le trăim, nu mai contează ce știi să faci, nu mai contează munca efectivă, da? Contează până la urmă ce reușești să transmiți sau percepția pe care o dai. Iar percepția este că Vlad Voiculescu este un ministru bun. Deși dacă te uiți până la urmă la fapte, la ce s-a întâmplat la Ministerul Sănătății, la măsuri luate, nu prea poți să găsești două, trei chestii importante făcute în ultimele 3-4 luni. Este un sistem enorm în care se investesc foarte mulți bani. Din câte am înțeles, în 2020, Fondul Național Unic de Asigurări Sociale, de Asigurări de Sănătate a primit cam 9,2 miliarde, ceea ce înseamnă că sistemul de contributivitate nu reușește să țină pasul. Deci banii se centralizează. Spunea colegul Păunescu, cel cu vaccinul, că în Timișoara, de exemplu, cea mai bună industrie e spitalul de stat. În ce sens? În sensul circulației resurselor. Ceea ce vedem public este un exercițiu de comunicare prin care se încearcă să explica ceva în acest moment, în condiții de criză, de neexplicat. Acum adică când mor oameni... Ce este de neexplicat? Da, circulația banilor. Circulația în relația banilor. Cu moartea. În condiții asta este de, o chestie extrem de delicată. În condiții de pace, să spunem, într-un fel, mulți dintre noi s-au obișnuit cu răul. Cineva vreodată, poate politicul, ar fi ideal, dar nu cred că se întâmplă așa ceva, să intre în profunzimile acestui sistem. Deci avem bugetul, pe de-o parte, al Ministerului Sănătății, bugetul Casei Naționale. Acolo se întâmplă lucruri care la partide se cunosc. Ar trebui, de fapt, să începem să ne cerem scuze ăștia care au mai fost prin partide politice în legătură cu ceea ce se întâmplă și pe la guvernare, și da, pe la guvernare în diverse exact, formule, evident, da. În sensul ăsta, în legătură cu ceea ce se întâmplă. Pe ce restul întâmplă? Exerciții, dați-mi jocuri idee, de comunicare, da. Bugetul, vedeți, când sunteți dumneavoastră întrebați, vi se spune, bugetul sănătății, 1, crește în fiecare an, 2, nu e suficient. Și atunci, da, e un paradox. De unde paradoxul? Exact cuvântul paradox. Păi știu că în 2 ani când a scăzut bugetul Ministerului Sănătății. Ok, este raportat la ce?